Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre terapia craniosacrală în cadrul campaniei Rutine pentru o stare de bine. Pentru că am vorbit de multe terapii alternative, am vorbit despre psihoterapie. Iată, acum a venit rândul terapiei craniosacrale să vorbim despre acest frumos subiect. Aș spune eu că nu cred că ne va ajunge o singură emisiune pentru a epuiza subiectul, așa că iată, probabil că vom recidiva și vom mai avea astfel de materiale video pe acest subiect. Astăzi, alături de noi, este doamna Mihaela Gugu, reprezentant al Institutului Applegate România. Noi ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii vorbind despre o frumoasă carte. Cineva, chiar dacă nu mă înșel, îmi spunea că această carte parcă reprezintă un soi de Biblie a terapiei craniosacrale. Este vorba despre cartea Tu și medicul din tine, terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională de John Applegate, cel care a înființat, să spunem, sau a fondat, a pus bazele terapiei craniosacrale, o carte publicată în colecția Terapia. Aș începe discuția noastră pentru cei care sunt cât de cât familiarizați cu acest concept și cu această formă de terapie, dar și pentru cei care poate știu mai puține lucruri, dar și-ar dori să afle, iată, prin intermediul materialului nostru, dar și prin intermediul acestei cărți Tu și medicul din tine, ce este terapia craniosacrală? Da, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, e un subiect, pentru mine cel puțin, e un subiect atât de drag și de vast, încât probabil că nu o să ne ajungă timpul. Ce este terapia craniosacrală? Terapia craniosacrală face parte din terapiile complementare, chiar John Applegate prefera terminologia de terapie complementară decât terapie alternativă, pentru că se poate îmbina cu foarte multe alte forme de sănătate. Ce este terapia craniosacrală? Este o metodă de evaluare, corecție, îmbunătățire a sistemului craniosacral. Pentru că se tot repetă craniosacral și sistem craniosacral, eu pot să spun că sistemul craniosacral este prima haină a creierului și a măduvei spinării. Studiile au ținut din 1975 până în 1983 și la sfârșitul acestei perioade, John Applegate a venit cu conceptul de sistem craniosacral. Atunci a intrat pentru prima oară în terminologia medicală conceptul de sistem fiziologic, sistemul craniosacral. Căror persoane le este, să spunem, indicată terapia craniosacrală? Mă refer la ce tip de afecțiuni sau de tulburări ale organismului și dacă cumva, pe lângă partea aceasta de indicații pentru o anumită afecțiune, pentru că la un moment dat ne vom duce și în zona somato-emoțională, dacă există și contraindicații. Adică terapia craniosacrală nu este indicată în forma aceea de afecțiune, să spunem. Ok. Ca să răspund pe rând la toate subiectele din această întrebare. În primul rând, tehnicile sunt foarte blânde. Manuale, adică sunt în fizic, nu sunt energetice. De aplicat, se poate aplica la orice vârstă. Eu aș spune că se poate aplica pentru viitoarea mămică și să ajute chiar bebelușul încă nenăscut. Se poate aplica la nou-născut, la copii mici, școlari, deci absolut la toate vârstele. Se poate aplica la vârsta a treia pentru orice grupă de vârstă poate fi un bonus.
căror afecțiuni, dacă stăm să ne gândim și să revenim, sistemul craniosacral este prima haină a creierului și a mădubei spinării, deci prima haină a sistemului nervos central. Știți că absolut totul pleacă de la sistemul nervos central. Dar putem să aplicăm și preventiv, pentru că se întărește imunitatea, se eliberează o serie de restricții care rămân încapsulate în corp și putem ajunge la, chiar dacă nu este o boală sau un diagnostic, dar se poate ajunge la o respirație mai bună, la o digestie mai bună, la îmbunătățirea până la urmă a tuturor celorlalte funcții ale corpului. Ca și contraindicații, sunt foarte puține. Accident vascular recent se poate lucra doar după 2-3 luni de zile și este, zic eu, chiar o necesitate în recuperare după accidente vasculare. Deci nu se poate lucra în prima fază. După, în caz de fracturi craniene, la fel se poate lucra mai târziu. Practic, dacă ar fi la modul general, nu putem lucra în condițiile în care presiunea lichidului cefalorahidian, deci presiunea intracraniană, nu este controlată. Cartea Tu și medicul din tine prezintă de asemenea, pe lângă terapia craniosacrală, o formă de terapie inovatoare numită eliberarea somato-emoțională, care ajută la eliminarea efectelor reziduale ale unor traume și experiențe emoționale negative. Ce este eliberarea somato-emoțională? Nu este o terapie separată. Face parte din terapia craniosacrală, așa cum doctorul John Ablegger a conceput-o. Ca să înțelegeți un pic mai bine ce înseamnă eliberarea somato-emoțională, ar trebui să spun că doctorul John Ablegger a pornit de la principiile osteopatiei. Studiile lui au început de la conceptul de mișcare a oaselor craniene și vă spuneam că între 75 și 83 ei au trebuit, el împreună cu un mare grup de cercetători, ei au trebuit să aducă răspunsul, dar sub o formă științific studiată, dacă se mișcă oasele craniene sau nu și dacă se mișcă, atunci care este motivul pentru care se mișcă. În timpul nenumăratelor studii și a ședințelor de terapie pe care el le-a executat, menționez că ei au lucrat și cu veteranii de război pe acel sindrom post-traumatic. Mă refer acum la cei care au fost în războiul din Vietnam. Vietnam, așa, mii de scuze. A lucrat de asemenea timp de 2 ani de zile cu copii cu autism. Și în timpul terapiilor observa că în momentul în care, în anumite situații, în momentul în care fascia, țesutul se detensiona, clientul, pacientul își aducea aminte de anumite traume, fie fizice, fie emoționale, dar a mai observat încă un lucru. El monitoriza non-stop
Ritmul craniosacral. Ritmul craniosacral este dictat, este determinat de schimbarea presiunii lichidului cefalorahidian. Lichidul cefalorahidian nu este static. El se produce la nivelul creierului și se reabsoarbe. Practic, această schimbare foarte subtilă de presiunea lichidului cefalorahidian se transpune în organism prin acest ritm. Ritmul craniosacral a fost foarte mult mediatizat în ultimele luni, pentru că cercetări noi aduc la suprafață chiar alte dovezi științifice și chiar s-a putut, este o inovație, un aparat care înregistrează acest ritm. E un ritm fiziologic al corpului, exact cum inima bate și noi putem să simțim pulsul cardiac, așa putem simți și ritmul craniosacral. Vă spuneam că în momentul în care este ceva foarte pregnant, foarte adevărat, practic din spatele minții, din subconștient, ritmul craniosacral are un fenomen. Se oprește brusc. Nu se oprește din punct de vedere fiziologic, dar se oprește din punct de vedere tactil. Noi nu-l mai simțim și acela este momentul care ne conduce pe noi la a începe inclusiv un dialog cu pacientul, la modul ce se întâmplă acum, ce simți acum. Practic, noi ajutăm detensionarea sau eliminarea rezidurilor emoționale care rămân încapsulate în corp. Sunt multe alte teorii care, inclusiv din medicina tradițională chineză, se știe că fricile afectează rinichii, tristețea profundă afectează plămânii, furia, mânia afectează ficatul, ranchiuna, nedreptatea se acumulează la nivelul vezicii biliare. Dar nu numai organele, ci și corpul înmagazinează aceste emoții profunde sau traume, emoția traumei. Deci putem vorbi de fapt despre un soi de memorie, și asta mă duce cu gândul la o carte foarte dragă mie și o autoare dragă, este vorba de Babette Rothschild, care a scris cartea Corpul își amintește. Corpul nu uită. Exact. Da. În care vorbește acolo despre o memorie celulară a ADN-ului, adică faptul că în copilăria, să spunem, timpurie, copilul care a suferit anumite traume sau anumite episoade traumatice, probabil că noi ca adulți ne gândim, lasă că o să-i treacă și uită, pentru că este un proces oarecum firesc să uiți acel eveniment într-o oarecare măsură. Nu știu, dacă se întâmplă la 5-6 ani, probabil că nu-l uiți, dacă se întâmplă la 3 ani sau la 4 ani, când poate nici măcar nu ți-aduci bine aminte acel eveniment, îl uiți. Dar uite că rămâne în această memorie, ADN-ul, în această memorie celulară și iată cum prin terapia craniosacrală și mai ales partea aceasta de eliberare somato-emoțională, și sunt convins că în ședințele de terapie cu pacienții ați observat anumite stări ale lor, anumite descărcări emoționale. Probabil că unii, cum se întâmplă în unele situații și pe canapeaua psihoterapeutului, au început să plângă sau au început să aibă anumite reacții emoționale, da? Pentru că, iată, corpul, da? După ce le-a înmagazinat, așa cum a spus dumneavoastră, le scoate afară. Deci asta înseamnă că ele au existat acolo, în memoria acelui țesut.
nu au dispărut. Este chiar o povestire extrem de interesantă. Cartea Tu și medicul din tine, dacă mi este permis, domnul Aurelian Scrimă, spunea că e ca un roman polițist. Sunt multe capitole, sunt multe povestiri din cazuistica doctorului John Ablegel. E o carte scrisă în, pe la sfârșitul anilor 80. Scrie, doctorul John Ablegel scrie chiar impresiile și experiențele vis-a-vis de pacienții lui. Și spuneam, e chiar una dintre povestiri legată de o doamnă care era bolnavă, tot timpul bolnavă. Avusese nenumărate operații. Deja nu se mai știa ce anume e în neregulă. A ajuns și la doctorul John Ablegel, fusese inclusiv trimisă la psihologi și la psihiatri. Și la un moment dat, în perioada respectivă, doctorul John Ablegel făcea și ședințe de hipnoză. Dar după ce a studiat mai mult și a pus la punct partea de eliberare somato-emoțională, aceste lucruri au putut fi făcute și simplu prin terapia craniosacrală. Însă, apropo de această doamnă, de unde pornea problema ei? De la vârsta de 2 zile. Bunica ei venise să o viziteze pe mama ei și cum ea era ultimul copil venit pe lume și la o vârstă mai înaintată pentru vremurile respective, mama ei avea 40 și ceva de ani, în fine. Bunica i-a spus mamei, vezi, ești prea bătrână, copilul ăsta nu o să fie niciodată sănătos. Cumva acest mesaj a rămas, inclusiv ca adult, femeia era deja adult, peste 40 de ani, avea copiii ei și era mereu bolnavă. Deci e incredibil. Oricum, cartea conține atâtea povestiri interesante și chiar altcineva îmi spunea că de fiecare dată când o ia și o recitește, parcă înțelege altceva sau descoperă altceva. Câteva exemple. A fost foarte interesant la un moment dat să depistez că nu numai corpul fizic poate să magazineze traumă. Povestirea mea. Lucram cu unul dintre amicii mei, la rândul lui terapeut, eram pe la începuturile noastre și schimbam experiențe. Și la un moment dat, în timpul terapiei, el a zis, măi, miroase a cauciuc ars. Nu miroase a cauciuc ars. Adică eram și eu și mai eram încă o amică de-a noastră, eram 3. Făceam terapie cu mini multiple. În carte explică doctorul John Ablegel cum a ajuns și la terapie cu mâini multiple, adică un pacient și mai mulți terapeuți. Revenind la acea experiență, nici eu, nici colega mea nu simțeam miros de cauciuc ars, dar am inițiat dialogul, iar el, amicul nostru, a intrat un pic mai profund în ce simțea, care erau reacțiile în corpul lui. Și și-a adus aminte, era foarte mic, undeva la 4-5 ani, era în mașină cu mama lui, era pe scaunul din spate, era cu centură de siguranță,
Mama lui a intrat într-un accident. Nimeni n-a fost rănit, nici el, nici mama lui. Însă, în momentul accidentului, a fost pusă o frână atât de puternică, încât cauciucurile au ars. Și a rămas mirosul noi de cauciuc ars. Exact, noi lucram fizic pe detensionarea fizică. Dar vedeți că inclusiv simțul olfactil a magazinat, deci prin simțul olfactil s-a înmagazinat acea traumă. A fost o sperietură, normal, și pentru el, dar n-a fost o traumă fizică. Nimeni n-a fost accident, în accidentul respectiv, nimeni n-a fost fizic rănit. Însă a rămas memoria olfactilă, cea care a, de-a lungul anilor, încă s-a păstrat în corp. A fost incredibil. Bine, probabil că ar trebui să mă apuc să scriu și eu o carte, numai că nu am nici talentul doctorului John Ablegger și nici experiența, să zic așa. Terapia craniosacrală ne ajută să eliminăm atât restricțiile sau blocajele la nivel fizic, cât și tiparele de suferință, tiparele, să spunem, emoționale. Folosind o atingere blândă, controlată, de numai 5 grame, terapeutul monitorizează ritmul craniosacral și, prin tehnici delicate de manipulare, facilitează eliminarea restricțiilor și a dezechilibrelor. Ce face, să spunem, concret un terapeut craniosacral? Asta apropo de folosirea mâinilor și nu oricum, da? Pentru că aici nu vorbim despre un masaj reflexoterapeutic sau de relaxare, ci pur și simplu vorbim despre anumite tehnici care, iată, subliniez și ați spus și dumneavoastră, sunt blânde ca o atingere, dar totuși există atingerea. Nu vorbim despre tehnici unde mâinile sunt la oarecare distanță de corp, da? Cum ar fi în terapia Reiki sau în alte forme de bioenergoterapie. Da, aș vrea un pic să completez nu numai din timpul vieții, dar se pot aduce la suprafață chiar memorii de dinainte de a ne naște sau sunt tipare preluate de la părinți și foarte mult se studiază acum și se discută despre epigenetică și despre, de fapt, epigenetica. E vorba de memoria celulară și e vorba de informația care vine din arborele familiei, de fapt. Una dintre profesoarele de la Institutul Ablegger din Statele Unite chiar a adus foarte mult în lumea științifică traumele sau memoria, de fapt, a urmașilor Holocaustului, memoria aceasta celulară transmisă de-a lungul generațiilor. Deci, exact asta mă gândeam eu. Cred că e o memorie, am putea să o numim o memorie transgenerațională. Așa cum de altfel și există psihologia transgenerațională prin care aflăm anumite lucruri despre, nu neapărat despre părinții noștri, poate cât despre bunicii sau despre străbunicii noștri. Exact. Da. Exact. Și John Ablegger spunea că capacitatea creierului nostru este creierul nostru are capacitatea de a magazina atâta informație încât el era convins că noi știm tot de la facerea lumii, numai că nu putem accesa. Ne este permis să accesăm doar o parte din această librărie și
se poate treptat, treptat accesa mai mult, dar atât cât ne este necesar până la urmă. Revenind acum la tehnici. Da, sunt tehnici blânde. Eu aș spune, da, sunt 5 grame, dar eu zic 5 grame peste rezistența țesutului, pentru că noi calibrăm tot timpul această presiune și este calibrată, este de fapt dictată de rezistența țesutului. Vorbesc mereu de fascie de țesut, e vorba de țesutul conectiv. Este acea pieliță fină, pânză fină, care acoperă și îmbracă toate structurile corpului, mușchii, organele, vasele de sânge, nervii, sunt îmbrăcați în fascie. Acum, în tehnici, noi abordăm această fascie și acolo unde a fost o traumă sau poate o inflamație puternică, fascia se șifonează. Eu zic se șifonează, noi suntem ca fierul de călcat care ne trezește, detensionează, deznoadă. Ne învățăm. Simțul tactil este antrenat să simtă aceste restricții în corp. Monitorizăm ritmul craniosacral și sunt câteva caracteristici: simetria, amplitudinea, calitatea țesutului în sine, ritmul în sine. Și prin această atingere calibrată, noi reușim să detensionăm local, dar dacă vă puteți imagina o pânză, chiar o pânză de păianjen, da? Și o muscă agățată. Păianjenul simte unde este musca agățată, nu? Și în momentul în care s-a desnodat, practic nu numai locul respectiv este detensionat, ci și restul. Ar fi pentru cei care sunt interesați mai mult de anatomie umană, aș recomanda o grămadă de alte cărți care s-au scris. E o adevărată bibliotecă despre țesutul conectiv și cât este de important. Pentru că, vă spun, noi ne ducem, dacă ne doare ceva, ne ducem imediat la medic. Dar uneori medicul face toate analizele posibile și spune: nu, nu e ficatul de vină, nu simt nimic, nu, la analize, nici la ecografie, nu apare nimic în neregulă. Și totuși omul are dureri în zona respectivă sau neplăceri. Aici vine rolul nostru să simțim ficatul, să simțim fascia care îmbracă ficatul și să o ajutăm pur și simplu să se detensioneze. Da, din exterior noi nu ne mișcăm mâinile ca la masaj, dar în interior se produce un masaj, dacă pot să spun așa. Pentru că în interior totul se mișcă. Organele, fiecare organ în parte are ritmul lui. În vasele de sânge circulă sângele, e mișcare. Totul e mișcare în interior. Este foarte greu să explic în vorbe. Este exact ca și când aș încerca să vă explic cât este de bun ceaiul ăsta. E mult mai simplu dacă v-aș da să gustați. Exact așa este și cu terapia craniosacrală.
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre terapia craniosacrală pe marginea cărții Tu și medicul din tine, terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională de John Appelger, o carte publicată în colecția Terapia. A fost alături de noi doamna Mihaela Gugu, reprezentant al Institutului Appelger România, și mulțumim din suflet că, iată, într-un final am reușit, e o dorință de-a mea mai veche, am reușit să facem un material video despre cartea Tu și medicul din tine, cu care, bineînțeles, să venim cu aceste informații în fața dumneavoastră, dragi cititori. Nu uitați, ne puteți urmări pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, unde găsiți toate aceste filmulețe, toate aceste materiale video cu invitații noștri. Încă o dată, mulțumiri doamnei Mihaela Gugu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!